în curta mea meditație de la un verset din Evanghelia după Ioan, din capitolul 8, e vorba de versetul 12, fiind vorba de lumină mină, de lumina ortodoxiei, aici Mântuitorul ne spune asta. Eu sunt lumina lumii, cel ce îmi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. E limpede că noi credem că intrând în comuniune cu El, cel ce este lumina lumii, noi înșine ne putem învălui în lumină. Acum, vă aduceți aminte de câteva momente pe care ni le descrie Sfânta Scriptură și noi, ortodoxii, mărturisim de la acesta, în care oamenii care au trăit după voia lui Dumnezeu s-au îmbrăcat în lumină. Moise, când s-a urcat pe muntele Sinai și a primit tablele legii, atunci când s-a coborât cu ele la popor, fața îi strălucea ca soare, încât israeliții nu-l puteau primi. Și când ieșea din cortul mărturiei ca să le vorbească, își acopere fața cu umbră. Mai apoi, când Domnul Hristos era pe pământ și în apropierea patimilor sale, s-a urcat cu trei dintre ucenici pe muntele Tabor, cu Petru, cu Iacob și cu Ioan, s-a schimbat la față, s-a îmbrăcat în lumină, dar lumina lui s-a revărsat și peste ucenici. Și capătul drumului nostru, pe care El ne l-a spus, este următorul. Luăm an de el în Evanghelia după Matei, în capitolul 13, versetul 43. Atunci când va fi capătul drumului, atunci când vom ajunge, sperăm să ajungem împreună cu El în împărăția Lui, ce se va întâmpla atunci? Iată ce se va întâmpla atunci. Atunci, cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Acesta este capătul drumului. Nu pentru mult timp, dar în momente esențiale, încă pe pământ, fiind mari trăitori, s-au îmbrăcat în lumină. Și a fost o discută întreagă în viacul a 14-lea, când Sfântul Grigore Palama, în polemică cu teologia apuseană, cu Varlam și cu alții, le spunea lor lumina care se revarsă din Dumnezeu ne străluminează, ne învăluie și în felul acesta noi, oamenii, putem intra în legătură cu Dumnezeu. Îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Dumnezeu nu rămâne inaccesibil. E adevărat că după ființa Lui nu-L cunoaștem, dar îl cunoaștem după energie și îl cunoaștem după lumină. Și am zis că de-a lungul veacurilor mulți oameni s-au îmbrăcat în lumină. De pildă, în Pateric citim că a fost odată un om care se numea Alva Pango și trei ani de zile s-a rugat lui Dumnezeu să nu-l preamărească pe pământ și atât de mult l-a preamărit, încât când te uitai la fața lui, nu-l puteai privi că strălucea și el ca Moise, când s-a coborât de pe munte. De fapt, și Sfântul Ioan Teologul, cel ce a fost pe muntele Taborului, împreună cu Petru și cu Iacob, fratele său, însoțindu-l pe Domnul Iisus Hristos, în prima sa epistolă, vrând să-i dea o definiție lui Dumnezeu, se folosește de două sintagme. Dumnezeu este iubire și Dumnezeu este lumină. Dumnezeu este lumină. Și cel ce petrece într-un Dumnezeu, trebuie să petreacă în lumină, să se umple de lumină, așa cum Dumnezeu lumină este. Acum s-au mai făcut și multe alte meditații referitoare la lumină. Lumina, atunci când este descompusă, dă naștere la spectrul luminii. O sumedenie de culori, până mai
frumoasă ca alta și toate pusă una peste alta, dau lumina albă. Și zic Sfântul Părin că toate virtuțile de pe pământ, pusă una peste alta, îl aureolează pe un credincior și îl face să strălucească de lumină. Așa că, dacă lumina lui Hristos lucește tuturor, luminează tuturor, și ne deschidem sufletul, ne îmbrăcăm în lumină și devenim și noi lumină, așa cum El, lumina, este. Dar mai mult decât atât, s-a zis că dacă în matematică două cantități egale cu o a treia sunt egale și între ele, atunci lumina aceasta sfântă este egală cu iubirea și atunci ne dăm seama de ce lumină este vorba. Ceea ce este plin de iubirea lui Hristos este și lumină, când Domnul Hristos lumină este. Și închei cu ce am început. Eu sunt lumina lumii. Cine îmi va urma mie nu va umbla într-un tuneric, ci va avea lumina vieții. Acum, ce legătură o fi între albumul acesta, Lumină Divină, și spusele Domnului Hristos? Probabil că ne va explica însuși autorul, când vine gândul să ne spună ce a vrut să reprezinte acolo, dar eu cred că în mare se va plia peste aceste spuse a Domnului Hristos ceea ce a vrut să facă cu acest album frumos. Felicit!